merge mai departe. Groaznic. Partea cealaltă Salin. Groaznic, groaznic. Wow. Bă, șama mare. Ți-am zis. Mădi pro. Da, mă, 11. Răspuns corect 10 țări. Bă! Pentru scară. Bă! Salutare, dragilor. Ce faceți, cum sunteți? Este premiera la Buzz House, după cum puteți observa. Hai să-i dăm. Urmează mare reacție. Stai să vedem că n-am făcut niciodată asta. Hai să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curios. Este Apple 12 intro teaser. Așa. Mamă, dar pare ceva rău. Pare ceva dragi bine. Dragi concurenți, bine ați venit în marea finală a sezonului 4 din Buzz House. Vorba de astăzi o să fie absolut senzațional. Să câștige cine mai bun. Un kill 750. Avea aceeași densitate, n-are treabă. Da, mă, da. Hai, bă, în p***a mea. Creierul meu chiar nu funcționează când sunt în stres și sunt în... Nu. Ți-am zis, lasă-mă, ce îmi trebuie mie vâzle. Și-a dat cu mâinile, direct. E aproape gata, marea finală Buzz House. Ba, concursul vostru. Da, mă, da. Finala. Mare finală. Sunt foarte curios. Bine, nu acum. Ah, păi și atunci ce facem? Stai. Oh, la și 40 mă începe. Incredibil. Da, mă, ce Dumnezeu să fac? Aia e. 18.000 de oameni așteptăm. Cu mine în frunte, de altfel. Dragi concurenți, bine ați venit în marea finală a sezonului 4 din Buzz House. Urmează cea mai dramatică competiție între influenceri de până acum. Voi patru ați avut cel mai impresionant parcurs din toată competiția. Sunteți singurii care au ajuns până aici. Însă, să vedeți ce urmează. Până acum ați avut scandaluri, au fost certuri, s-au făcut alianțe, s-a râs mult, însă toate lucrurile frumoase din viață trebuie să aibă și un sfârșit. Un sfârșit de 5.000 de euro. N-are sens să ne întristăm acum, aiurea, totuși sunt 5.000 are. Proba de astăzi o să fie absolut senzațională. Ne aflăm în Sarina Turda, care este cel mai curios subteran. Am știut. Băiat, nu cred. Cred că e cam singura din țară, nu? Sau mai sunt? Construit de om din lume. E o locație unică în lume. Excelent. Aici se minează deci, sare din antichitate. Și aici arată va excelent. Fi locul unde se va decide câștigătorul Buzz House. Super. Competiția se va desfășura în sarină. Însă ca să determinăm ordinea în care intrați în sarină și începeți proba, facem înainte un duel de cultură generală. Mecanica wow. este foarte, wow. foarte simplă. Ce stupid! Am văzut masa aia cu marcare și cartonașele alea, am zis că e jale, am zis, vai, stai să vezi că e cultură generală, e ceva, o facem de sânge. Când am văzut prova de cultură generală și m-am văzut cu ceilalți lângă mine, am zis, ok, mă opresc aici, este totul super ok. Nu aveam nicio durere de inimă, așa. Gata, mă oprem acolo. Pentru că urăsc cultura generală. Nu e nimic stupid. Urăsc chestia asta. Nu este urăsc, absolut nimic stupid. Te rog să-ți revii, să te concentrezi, pentru că fiți atenți care este mecanica. Aveți 10 secunde pe întrebare să scrieți răspunsuri pe foaie, după care la 2, 3 și trebuie să arătați răspunsul la cameră, da? Cine ajunge la 5 răspunsuri corecte, primește pricul și poate intra în sarină să înceapă competiția. Evident că copiatul vă descalifică, n-are sens să mai spun asta, știți deja, deci dacă vă uitați în foaia celuilalt, după cum vedeți, sunt 5 camere în momentul ăsta pe voi. Toată lumea pregătită. Da? Da. Care este cea mai mare insulă din lume? Insula Mako. Insula Mako. Ceva pe sus. 2, 3, insula și ghețarilor, ceva. Răspunsul corect era Groenlanda. Ți-am zis că e insula ghețarilor. E supranumită insula ghețarilor aia din Groenlanda. Da, mă, da. Mădi pro. Era să zic mădi prost, am zis mădi pro. Ai văzut, am scris Groenlanda și m-am răzgândit, am scris Madagascar. Că nu știu dacă luați voi în considerare că Groenlanda e insulă. Care este capitala Suediei? Nu mai știu, lasă. Băi, ești prost. Nu mai știu, nu mai știu. Uite, elicopterul știu bine. Am greșit grav rău de tot. Bravo, nu mă. Știu. Dar nu vine. Bă, ce... 2, 3, gata. Și arătați. Bă, ce prost. Prost rău, nu. Așa, răspuns corect. Stockholm. Bravo. Un punct pentru Groenlanda, să mor eu, na. Un punct pentru Adrian, elicopter de luptă. Merge mai departe la întrebarea cu numărul 3. Creierul meu chiar nu funcționează când sunt în stres și sunt în... Nu. Cine a pictat cina cea de taină? Bă! Cine acea de taină? Ori Van Gogh, nu Van Gogh, nu. Ăla bărbosul, cum naiba îl cheamă. Ăla, Da Vinci, răspuns da, bravo. Corect, Leonardo Da Vinci. Doamne, punct Doamne. Pentru elicopter, David Ioan bravo, și Costi. N-am știu numele, dar știu că ăla bărbosul. Ăla de-o pictat și omul ăla și toate chestiile. Am știut că Da Vinci, lăsați-mă. Care este capitala statului Canada? Care e la Canada? Că eu știu numai Europa. 2, 3 și... N-am scris nimic. Răspuns corect,
Ottawa. Este, mă. Bravo, Ottawa. Bravo. Îi dăm punctul. Da, Costi. Mă, da. Punct pentru elicopter și Costi. Câte zile are un an bisect? 366. Nu? Și arătați la cameră. Răspuns corect, 366 de zile. Da, mă, punct, da, pentru Scarlett și Costi Max. Mergem mai departe. Ce țară are ca simbol național fructul kiwi? Ce? Există așa ceva? Aș zice Brazilia, dar nu. Nu, nu. Și arătați, vă rog. Scrie la limerală. Răspuns corect, Noua Zeelandă. Bă, bravo, bă, wow. Prin câte țări trece Dunărea? 11. Am zis bine oare, cred că sunt 9. Arătați? 11. Da, mă, 11. Răspuns corect, 10 țări. Bă! Pentru Scare. Bă! Care a fost cel mai mare imperiu ca suprafață din istorie? Aș zice otoman, că toată lumea știe de Imperiul Otoman, dar nu cred. Arătați la cameră. Răspuns corect, Imperiul Roman. Punct pentru David Ioan. Imperiul Roman, cel mai mare imperiu ca suprafață. Imperiul Mongol a fost cel mai mare. Și Imperiul Britanic a fost mai mare decât Imperiul Roman la un moment dat. În fine. Care este capitala Australiei? Asta nu știu. Arătați? Răspuns corect, Canberra. Punct pentru Adrian. Elicopter de ruptă, 5 puncte la Adrian. Rămâi aici. Vei primi acum pricul? Ne-a omorât, bă. Bravo, Costin. Adrian. Bă, frate, am fost pe lângă la toate, să mor eu. Este șteritul ca să coborâm în salină, scobătorul ăsta este ajuns la șelic, până atunci ai trimisul de făcut în ce ordine consideri tu. Important este să le faci pe toate trei. Altfel, tot ce ai îndurat în această competiție a fost pentru nimic. 1. Wow. Mergi la zona mini-golf, ia unul dintre cele 4 pricuri și îndeplinește misiunea. 2. Mergi la amfiteatru, ia unul dintre cele 4 pricuri aflate în zona scaunelor și îndeplinește misiunea. Și 3. Mergi pe ponton, ia unul dintre cele 4 pricuri și îndeplinește misiunea. Cu cele 3 misiuni îndeplinite, găsește-l pe șelic. Suntem pe bravo, timp, mă. Adrian, elicopter de ruptă deja a plecat. Cine a înfăptuit unirea de la 1600? Ce persoană? Viteazul. Viteazul. Arătați la cameră. De nu, am scris o prostie mare, rău de tot. Mare, răspuns rău de tot. Corect, Mihai Viteazul. Da, mă, Mădălin. Mergem mai departe, dragi prieteni. Mergem mai departe. Acum plecam și eu după plic. Ești nebun la cap? Vezi că acum plecam și eu după plic. Mergi la zona minigolf, ia unul de cele 4 plicuri și îndeplinește misiunea. Deci, minigolf, filtratul ponton. Minigolf, filtratul ponton. Găsește riscul ca să cobori. Ce substanță are simbolul chimic Fe? Ce element? Fe. Fier. Am ce idee. Fier. Și... arătați, timpul s-a scurs? Nu am spus. Răspuns corect, fierul. Da, mă! Da, mă! Da, mai departe. Care este singurul mamifer care nu naște pui vii? Singurul mamifer din lume nu naște pui vii. Despre timp. E ceva poastră, dar nu știu. Singurul mamifer care nu naște pui vii? Am să mor dacă nu știu. Nu știm, frate. Șarpe? Îți prost? Șarpe? 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 Răspuns greșit, toată lumea. Răspuns corect, era ornitorincul. Bă, și wow, mai bravo, care bravo. Care a fost capitala Daciei înainte de invazia romanilor? Dacia. Te sun eu. Cam asta este realitatea. Cum aș putea să știu niște chestii dacă nu le-am auzit niciodată în viața mea? Capitala Daciei. Dacia. Sau Tracia. Răspuns corect, Sarmizegetuza, Costi. Ce idiot ești, ce idiot ești, da, 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 nu, prost, prost. Dar oricum, plecam după plic, nu mai contează asta. Max a făcut 5 răspunsuri corecte, un succes, ia plicul. Mergem mai departe. Cred că îi văd băgame aici, pura lor. Mai vine cineva. Copul tău astăzi să ajungi la șelic. Păi mă torc înapoi. Bravo, oticule! Te pup! Bun, bun, bun. Care este cel mai mare continent din lume ca suprafață? Cel mai mare continent din lume. Europa, nu America de Nord. Continent din lume, cel mai mare. Răspuns corect, Asia. Răspuns bravo, corect, bravo, Asia. Mergem și mai departe. Binuco, știi unde zic că e? La intrarea aia principală, nu? Asta e intrarea veche, o fi acolo. Păi da, mă, trebuie să găsim astea trei. Uite, mă, lift. Uite aici, lift. Uite, mă, ăștia joacă împreună, mă. Câte laturi are un hexagon? Laturi. 6. Răspuns corect, 6 laturi. David a făcut 5 răspunsuri corecte și merge în competiție, intră în salină. Scare, ultima întrebare pentru tine. Zii. Păi câte colțuri are, atâtea și laturi are. Eu am început să număr alea, să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ăla, salut. Mamă, cât e, frate. Hai, mamă, plecam de mult. Da. Bravo. Baftă, bravo. Țigară, nu știu.
Bă, sunt prost rup. La aia cu Stockholm și că era retardat, nu venea în cap. Dar și eu am greșit. Cine a inventat stiloul? Poenaru. Da, așa. Răspuns corect, Poenaru. Pe crache, Poenaru. Mulțumesc. Desfapricul și mult, mult, mult succes, Caret. Oh, Doamne. Scopul tău de astăzi să ajungi la Shelly. Și Shelly e acolo, nu pot să mă întorc? Hai, frate! Da, bă, bun, bun, hai, bun. Stai, știi că și-o zborți. Bă, ce faci ăsta? M-au apăsat de 5 ori. Hai, băieți. Minus 1, nu? Uite-mă ăsta minigolf. Basket, ping-pong, a, uite, și amfiteatru. Și amfiteatru și portul ăsta aici. Ai înțeles? Da. Ne-am luat lift împreună, da. Eu cu Tico am plecat, da. Da, ne-am luat lift împreună. Da, da, eram toți patru acolo. Mani Fofana, am glumit toți acolo, am râs. Mamă, trebuie să alerg rău de tot până în lift. N-am nicio șansă să câștig. Wow, dar oare câte minute are? Să-mi liftul înainte. Ok, am stat să mă uit ca prost în loc să-i fug după ei când i-am văzut. Wow. Wow. Mare rău, wow, e mare. Cum era să te arunci în hău? Și am văzut când a urcat în lift, n-am mai regat, am zis, stai că poate știu eu lift. Și am dat la dreapta. Mereu mă uitea asta la dreapta. Cu asta e proba de minigolf? Ce zici, mă, limbă? Dă-și mie un de-ala. Aici tu un plic ceva? Ești mort în cap. Ce nebun. Plicul de la minigolf. Ia să vedem. Bagă mingea în gaură folosind crosa, ca la golf. Dacă ratezi, trebuie să te duci după minge și să încerci iar până reușești. Ai îndeplinit misiunea atunci când mingea a intrat în gaură și poți să mergi mai departe. Bun! Dar de unde vreau eu sau cum se pune asta? Plic, plic. Plic, ceva? Plic. Uite-le mai aici. În primul rând, nu vedeam clar în fața ochii. Și eu după aia am văzut doar plicurile. Eu nu am văzut cum erau traseele de golf. Unde e plicul? Uite-l cu peste tot. Bro! Poți să aleg altul? Nu, unde eu l-am plic? Deci mă duc jos, e pontonul ăla, fac misiunea. Wow! Pe wow! Așa, ce mi-o luam și eu. Fac de la ponton și după aia cred că plecam sus direct. Mamă, ce traseu are David, wow. Deci n-am jucat golf în viața mea decât pe telefon. Băi... Chiar azi m-am uitat la niște videoclipuri cu Tiger Woods, să mor. Mă jur că mi-a apărut pe TikTok Tiger Woods. Și omul stătea, o bibilea mult înainte, dar n-am timp. Ai dat la fotbal, tată, nu te-ai zis, mă, dai la golf. Băi, greuț, n-ai ce să zici. Nu, eu cred că faci mișto de mine. Băi... Vai de capul meu! Greu, 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 vezi că e greu, vezi că e greu. Da, Adrian, o băgat-o? Nu mai țin minte. Da, mă, o băgat-o. Sau? Aici Adrian a comis o greșeală fatală pentru că n-a citit plicul cum trebuie. Plicul spunea că are 3 misiuni de făcut, în ce ordine consideră el. Trebuia să meargă în zona de mini-golf, la amfiteatru și pe ponton. Abia după ce termina aceste 3 probe din aceste 3 zone, trebuia să ajungă să se întâlnească cu mine în locul în care el a ajuns acum, înainte de a face oricare din acele probe. Hai mă! Bă, când dau încet, nu dau drept. Adila a terminat, mă? Ba, să ridin aia, mă. A? Nu, nici n-a dat, nu știu. Hai, mă! Ok, și unde-i, unde-i creta? Nu înțeleg. Sunt apă. Bă, cât timp pierd, frate, nu înțeleg. Da, chiar am găsit tablele alea. După, m-am dus să caut creta, că nu era creta acolo. Mi-am dat seama că nu e creta. Și ce am zis? Face parte din probă. Bă, dar trebuie doar o singură lovitură adevărată al meu. Uită-te la el. Wow! Cum să mă pun eu? Cum să stai aici? Gata. Uite! Aici știam că eu sunt profesionist la vâsle. Să-mi bag piciorul, chiar profesionist. Bine, mă! Bravo, mă, bravo! Ok, hai! Hai la amfiteatru! Bun! Finally! Continuu, poți să las astea aici, le las aici. Amfiteatru? Amfiteatru, nu e aici, amfiteatru. Unde-s plicurile? Ok, am co***a, unde-s plicurile? În ăsta oare? Unde-s plicurile, co***a? Bă, uite, am găsit unul aici. Unde, mă? Unde-s celelalte plicuri? Caută-le, co***a, te mai enerva.
ajungem la anfiteatru. Stau și mă uit după plicul ăla 7 ani. N-am văzut plicul absolut deloc. O să vezi pe masă un munte de sare. Umple o pungă cu cât consideri tu ca fiind 1750 de grame de sare. Cântarul este în partea cealaltă a sarinei, lângă un om de la producție care îți va da ok-uri când atingi greutatea exactă. Dacă nu nimerești din prima greutatea exactă, trebuie să te întorci ca să-ți ajustezi punga. Groaznic! Când cântarul va indica 1 kg și 750 de grame, ai îndeplinit misiunea și poți merge mai departe. Groaznic! Partea cealaltă a sarinei, groaznic, groaznic, wow! Trebuie să punem un kil 750. Asta e punga, doar o pungă. Bă, trebuie să bag un kil 700. Cât are mă o lopată de asta oare? Vă zic că are cam 400 de grame. 800. 1200. 1600. Aici mai bag una de la mine. Mai bine mai mult decât mai puțin, nu? Nu, e mult, e mult să mor dacă nu e mult. Asta e 2 kg și... Trebuie să pun 1700... 1070 de grame. 1750 de grame. Bă, asta sper că merge, că mama mă trimitea la cartofi când eram mic și la fel. Trebuia să-i pun la ochi, știi? Hai să vedem acum. Până unde-i ticul, cu... Bă, iese din asta, mă, frate, mă. Mergi la anfiteatru, iau unul în cele 4 plicuri aflate în zona scaunelor. Vezi? Doamne, ferește! Dacă nu mergi din prima greutate exactă, trebuie să te întorci să-ți ajustezi punga. Cât are, mă? Nu-mi dau seama, zi tu. 1500. 1500, ah. Hai că suntem aproape. Băi. E ok? E ok, da. O las aici și acesta, te pup. Wow, bravo, 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 bravo. Băi, ești bun, a pus bine. Din prima. A pus bine, a? Vezi dacă fac sală, că știu kilogramele. Vezi, mă, dacă fac sală, că știu kilogramele, că am pus-o din prima muncaușă. Hai, mă, du-te, dă-i. Se vede că bagă proteine, bagă de alea, știi? Dacă acum ești jos pantonul, sunt bine. Dacă nu, nu-s bine. Mai e cineva în față? Nu știu, nu l-a văzut pe Adrian deloc. Mi-a zis Costi că el n-a făcut golf la Adrian. De unde s-a dus? Aici, mă. Mai e bună proba, bună rău. Am urcat în barcă, am stat cu vâzlele, nu se puneau bine. Și am zis, lasă-mă, ce îmi trebuie mie vâzle. Și am dat cu mâinile direct. Unde sunt plicurile, bă, ticule? Colo. Colo? Da. Gata? Da. Wow, ești primul aici, Adi. Hai că primul. Pe bune, n-a ajuns nimeni aici. Ai ajuns aici, Adi? Da. Ah, ok. Deci știi deja ce te se face aici. Da. Mamă, ce ai transpirat. Nu mai pot. Hai să te vedem, Adrian. Hai să vedem. Fă ceva la cântarul ăsta, s-a fi pus cât trebuie. Ah, cred că am pus prea mult. Prea mult, da. E ok? E prea mult. Prea mult? De 2 jumate. Poți să decartezi aici? Nu mai pot, nu mai alerg, că nu mai pot. Nu mă interesează. Și ce că nu-i chestie de băieți, frate. Condiția fizică și cu toate astea. Ia ziniți. E bine, mă. E bine. Da. Coborâm pe aici, nici nu știu, nu? Hai. Hai, tata. Lift. Ce-a făcut ticul, c***a? Poți să te mai cu cealaltă trei? Nu. L-am făcut păi în... Păi a spus că aleatoriu. Păi da, scrie aleatoriu. Păi știu, dar asta nu are treabă. Bă, frate, dă-le-n p*** mea. Scrie aleatoriu, a zis facem... Crește primul plic. Ce cauți la Shelly dacă n-ai puntat? Să faci primele în ce ordine consideri tu, frate? Nu, azi dai a patra. Primele trei trebuie să le faci aleatoriu. Adrian Elicopter nu a făcut toate probele, l-a întrebat dacă... Aleatoriu. Toate probele? Da, despre asta vorbim acum. Nu vreau să fac pe victimă, dar... Nu, să câștige cine mai bun. Doamne ajută, sper să fie mai ok acum. Te rog, zi-mi că e ok. Stai puțin, pare să fie ok, stai. Da, e perfect. Oh, Doamne, bravo, mersi bravo, din bravo, suflet. Bravo, bravo. Mergi pe ponton, ia începe și îndeplinește misiunea. Nu știu dacă e ăsta pontonul. Am deschide-te, mă, că trebuie să ajungem și noi, mă. Mini Terezia. Dar ăsta pare ponton, nu? Dar unde-i plicul? Unde-i plicul acum? Unde-i plicurile, mă? Ia una dintre bărci și vâzrește până la stâlpuri cu steagul României, de care o să vezi atârnate 4 obiecte. Ia unul dintre ele și întoarce-te pe uscat. Trebuie să rai la tine atunci când ajungi la Shelly. Băi... Si, am luat creta de pe aia, da? David, ai făcut toate cele 3 probele. Cealaltă, da. Toate cele trei. Asta e a treia. Pontonul, minigolful și... Nu, nu este asta a treia. A spus găsește-l pe Shelly după ce ai făcut pe toate cele trei probele. M-ai găsit fericitări, dar trebuie să le faci pe toate trei înainte să ajungi aici. Ok, și poți să-mi las creta aici? Că da, am luat-o deja. Poți să-ți lași creta aici? Nu, asta e a treia probă. Gen? Și zici, nu, că du-te repede, nu știu ce, la ponton. Și zic, păi, uite, am creta aici. Nu, du-te și aplic. Băieți, așteptăm să termine proba. Eu sunt a patra probă. Aici se întâmplă cea de-a patra probă. Ei încă nu le-au terminat pe celelalte, dar au venit aici crezând că asta e una din probele acelea trei, ceea ce e greșit. Mamă, frate, zici tu, că... e prostie în p***a. Fă aleatoriu, dacă vreau să-l fac pe ăsta primul, trei în misiuni, fă aleatoriu. Nu, nu trebuia să faci așa. Ba, p-a.
concursul vostru. Am intrat în apă, cu**put. Da, înseamnă că s-a greșit ceva aici. Uite, 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 uite. A intrat, ai văzut? Nu știu unde e pontonul. Mă duc înapoi acolo să văd dacă mai scrie ceva pe foaia aia, că nu mai știu. Dar nu mai sunt pungi, care n-are pungă. Cum stai scară? Ah? Păi m-am întors de-n drum. Ah. E ok. Sunt pierdută în spațiu. Efectiv. Poate să merg pe aici pe sus până acolo? Nu cred. Nu știu. Am crezut că aia a treia probă, cu... Bă, unde-s mă plicurile alea, mă? Unde-s mă, frate? Bă, ești prost. Unde-s mă, frate? Plicurile, mă, că ți-ești talentul tău. Bă, Davide, tu ai găsit plicul de aici, mă? Nu! Păi ce căutai, mă, pe barcă? Păi l-am văzut pe Adrian și m-am urcat și eu. A. Ai găsit plicul, mă? Da, cu... ce eram, pula. Unde era? Aici, pe asta. Ce, mă, mergeam bine, dar... M-am întors înapoi, frate. Scria să le faci aleatoriu. Dacă eu pe aia am vrut să fac prima, dar ce? Acum am pierdut timp, n-am făcut nimic acolo. Bă... 250. Cum, mă, frate? Ar trebui să merg unde? În jos? Mergem mai în jos? Păi alea, nu sunt plicurile. Hai, bă! Bă, sunt inapt, cu... Bă, mă învârt în jurul ei, cu... Bă, Costică, tu unde l-ai găsit, mă, mâncațeș? Cu... fața ta! L-am căutat în gunoi. M-am pus pe burtă să-l caut sub toate scaunele. L-am căutat absolut peste tot. Plicul, unde era? Pe ușă, în fața mea. Aia zic, mă, bă, le-am văzut, mă. Am găsit și plicul. Nu știu unde mi-e plicul pe care l-am luat de aici. Toate cele trei probe care ai făcut, da? Da. Cine a făcut probele e un zeu. Toate cele trei probele făcute, da? Da, zeu. Hai să vă văd. Trebuie să scrii cu creta pe tablă 20 de cuvinte cu 4 sau mai multe litere, folosind doar literele din expresia aflată pe tabla din fața ta. Cuvintele nu trebuie să se repete sau să fie pluralul altui cuvânt pe care deja l-ai scris. Dacă ai greșit un cuvânt sau nu ai suficiente cuvinte, voi relua jocul pentru toată lumea. 20 de cuvinte cu 4 sau mai multe litere. Ok. Aoleu, am rupt creta. Trei cuvinte momentan a David. Costi scrie cel de-al doilea cuvânt. Când aveți cele 20 de cuvinte scrise, spuneți stop și toată lumea îngheață pentru a reverifica. Pe aici? I guess, mă, ce n-am înțeles nimic care trebuie să faci aici. Scarlet, da. Bine ai venit. Te rog să iei plicul, să-l desfaci. Ai făcut toate cele trei probele, da? Toate trei, da? A trebuit să faci trei probe până acum. Pe ăsta e al treilea, nu? Cu pontonul. Asta e a patra. Mai ai o probă. Nu e proba cu pontonul. Mă duc acolo și că ai terminat cele trei probe. Nu, zic, nu, asta e a treia. Nu, că nu e aici proba cu pontonul. Zic, a, ok, nu e aici. Mă duc la pompon. Ponton e ăsta, nu? Trebuie să fie pe aici. Un plic. Oh, fucking hell. Ia una din bărci și văzlește până la stâlpul cu steagul României. Mamă, poate scap vâzla în apă. Puteți folosi o literă, aceeași literă, de câte ori vreți într-un cuvânt, dar nu aveți voie să folosiți litere care nu sunt aici. Putem și substantive proprii și chestii? Orice, trebuie să fie cuvânt. Și putem, poate litera se repete. Poate se repete? Da, da, da. Atât timp cât e aici. Uite că se descurcă ea. De cât. Da, da, uite că se descurcă. Bravo, mă, uite ce bine s-a dus ea, mă. Ok. Nu vă supărați. Îmi dați și mie bidonul ăla, vă rog frumos? Ăla, da. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Nu știu, frate, nu găsesc cât are lopățica asta, să mor eu. O, avea aceeași densitate, n-are treabă. Cred că am calculat greșit. Asta mai... Putem și în engleză cuvinte? Trebuie să folosiți limba română. Gen, eu propun să scriu un plural sau un plural sau altceva. Poți să scriu un plural, da, unul, adică același cuvânt, da, exact. Și era plural. Da. Să zic că eu mă gândeam la cuvinte și mă uitam, mă gândeam la de-astea cu toate vocale, că am văzut că erau toate vocalele. Și mă uitam, așa, avem un M, avem un T, merge. Băgam acolo. Eu zice, a scris? Merge, e un cuvânt în limba română. Anarele istorie. Da. Costi, momentan, a scris 12 cuvinte
David a scris momentan 5 cuvinte. 7. 7, ia. Ce să fac? Ioi! Că nu mai pot. Mulțumesc din suflet. La Shelly, hai pe aici. E aproape gata, marea finală, Buzz House. Dacă ai făcut toate cele 3 probele Scarlet, poți deschide plicul. Trebuie să scrii cu creta pe tablă 20 de cuvinte cu 4 sau mai multe litere, folosind literele din expresia aflată de... Ah, deci trebuie... Ah, ok. E ok. Mamă, cred că l-am întors pe elicopter. Ai scris 20? Da. Stop! Stop, se verifică la Costi dacă toate cele 20 de cuvintele sunt corecte și conform celor de pe tablă. Hai să vedem. Ia, ține tu așa. Nu mai pot să mor eu, scuze că te-am alergat. M-am opticat, frate. Nu am văzut și eu pe lopata aia nimic. Am pierdut mult timp. Nu vă uitați, băi, hoților. Băi, bandiților. Felicitări, toate cele 20 de cuvinte sunt conforme. Wow. Și ai terminat această probă. Vă rog, continuați, start din nou. Costi a terminat. Elicopter încă nu a ajuns, Costi. Dintre Scare și David, David este în față destul de mult, însă să vedem dacă cuvintele lui sunt valide. Gun. David susține că mai are doar un cuvânt și termină. Nu m-am gândit, frate, că n-am zis că acolo e finalul probei, știi? Doamne, dacă o mai știi ceva pe barcă acum. Dar nu e, că David era acolo. David a terminat cuvintele și Costi le termină sigur. Gata. Gata, freeze. Scarlet, freeze. Înghețăm. Te rog să-mi prezinți cuvintele, dar nu vreau să le vadă Scarlet. Foarte aproape să fim primi. Chiar dacă am plecat ultimii. Din prostie, pentru că credeam că trebuie doar cuvinte cu 4 litere, gen. Știi? Corect, David Ioan termină pe locuri 2 această probă. Toate cuvintele scrise la el pe tablă sunt valide. Hai, ticane, hai, ticane! Scarlet susține că este la ultimul cuvânt, să vedem dacă toate de până acum sunt corecte. Gata. Gata? Da. Hai, vino aici să verificăm. Ia un loc. Mamă, nu-mi zic. Must, afină. Bulă, bulă, bulă. Ok. Hai să ieși numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Scarlet, ai terminat cea de-a treia această probă. Felicitări. A patra? A treia. Elicopter nu a ajuns încă. Elicopter a făcut o mare greșeală. Da. Nu a citit, dar nu este vina nimănui, nu este doar vina lui. Da, nu a citit bine de pe scria pe ăla, trebuie să scria foarte clar pe plic. Trebuie să faci cele 3 probe, după care te întâlnești cu Shelly și spunea: "Cele 3 probe pot fi făcute în mod aleatoriu." Însă el a crezut că întâlnirea cu mine e una din probe. Și a ajuns aici înainte să completeze, cred, orice probă sau doar okay. Una. N-a făcut niciuna sus, era la plicurile deci, așa cu toți ceilalți au terminat această probă, au scris 20 de cuvinte și toate sunt valide. Asta înseamnă că această competiție pentru tine se încheie aici. Aplauze pentru parcursul Elicopter în Bass House. Bravo, Elicopter! Însă astăzi, Elicopter este eliminat. Iar voi bravo, mergeți mai bravo, departe Elicopter. În competiție. Aolo. Au rămas 3 persoane în competiția Bass House, care bravo, habar Elicopter. Nu au ce se va întâmpla mai departe. Ce nu m-ați lăsat să fac proba asta? Să citești odată plicul Elicopter, dacă toată lumea a făcut-o corect, bă, citește plicul. Bă, frate, a zis... Nu există. Tu acum zici în ce ai tu în cap, dacă citești cuvintele. Asta e proba 4. Nu e una interviu. Poți să faci 3 probe până îl vezi pe șef. În orice ordine vrei tu, alea 3, până aici. Da, de ce le-ai acum... De ce nu ai făcut proba de acolo? Am mers aici să o fac pe asta. Păi de ce? De păi ce știam eu, frate, că aici trebuie să fim, să te zdilăm și voi. Am luat prima probă. Am zis că mergem înapoi sus, să ne ducem în partea aia. Nu știam că aici să termină proba. Am zis că vin aici jos și după le fac pe alea de sus. Bă, dar ție de ce ți-a luat atâta să iei ăla? Că nu mergea să pun vâzlele pe barcă. Bă, ce m-am chinuit să-mi bag? Am învârtit rău de tot. Eu am dat cu mâna, mă, frate. Ieșiți la date cu fete cu barca. Nu se știe niciodată când mergeți aici la Bass House, da? Norocul meu că știam să dau la vâsla. Norocul meu, am făcut-o repede. Dragii mei, să-i primim în scenă pe toți concurenții din Bass House care nu au ajuns în marea finală. Au fost terminați până acum. Drăcea, Vlad Neamțu, Maia Aresia, Cezara Cristescu, Erica Isaac și Iorga. În partea aceasta, dragii mei, îi avem pe Elicopter, Scarlet, David și Costi.
ce urmează să se întâmple și de ce am chemat toți concurenții deja eliminați în acest moment, veți afla în marea finală Basshouse. Da! Următorul episod va fi ultimul din acest sezon. Da! Vă mulțumim mult pentru vizionare. Bravo, bă, bravo, bă. Bun, 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 bun. Excelent, 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 excelent. Bine, mă, dragilor, asta a fost reacția. Abia așteptăm să fie și să vină și următoarea reacție cu ultimul episod, episodul 13. Și noi revenim. Nu uitați, dați un follow, Mădălin Șerban pe Instagram, mă așteptare tare mult. Nu uitați să dați și aici un subscribe și, foarte important, o să iasă cel mai tare server de metin numit Nerium 2. Intrați pe www.nerium2.ro și urmează să deschidem serverul beta în teste, după aia 2 săptămâni de pauză și după aia intrăm forță cu cel mai tare server făcut vreodată în România. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. V-am pupat!